Sala teatrului din municipiul de Pecerna a fost plină ochi sâmbătă, 1 martie. Spectatorii au vizionat o piesă de teatru pentru care nu a fost nevoie să plătească un bilet. Așadar, cu mic cu mare, hunedorenii au mers la teatru. Intrarea a fost liberă deoarece administrația publică locală a dorit să le facă locuitorilor un cadou. Asta pentru a sărbători, așa cum se cuvine, prima zi de primăvară. Un cadou surpriză, într-adevăr, de 1 martie, o piesă de teatru pe care le ofer gratuit. Este și un eveniment în viața orașului, practic e un an de când am redeschis Casa de Cultură. Sper să se bucure și sper să fie o surpriză plăcută. Edilul șef al Hunedoarei a avut și o surpriză doar pentru doamne și domnișoare. Astfel, toate reprezentantele sexului frumos care au trecut sâmbătă pragul teatrului au primit câte o floare. Acestea au fost plăcut surprinse de gestul primarului. Fiecare an Zul este atent cu noi și la piață și peste tot ne oferă o garoafă. Ați primit o floare de la Da, sunt foarte încântate. Prima floare. E prima floare care am primit. Da. Nu m-a mai oferit nimeni floare în mărțișor? Din păcate, mărțișor, da, de la băiat. Cine te-a adus la teatru? Tati. Da. Am ai primit și o floare. Cine ți-a dat, Floricica? Domnul primar. Domnul primar. Și ai mai primit tu flori astăzi și mărțișoare? Da. Da? De la cine? De la tati. De la tati. Dar mai multe. Mai multe ți-a dat tati? Da. Spune și mie câte? Nu știu, că nu le-am numărat. Așa de multe ți-a dat, de n-ai apucat să le numărat. Da. Ziua de 1 martie a fost una plină pentru edilul municipiului Hunedoara, care în semn de respect și prețuire le-a oferit câte o floare tuturor doamnelor și domnișoarelor pe care le-a întâlnit.